zona metropolitană și probabil că nu o să nici în viitor, decât la nivel de discurs politic, dar să zicem că acest lucru are foarte puțină importanță. Eu vreau să vă spun că unul din proiectele serioase pentru municipiul Botoșani este această șosea de centură. Acest proiect este deja prins în planul de mobilitate metropolitană și în planul de mobilitate a municipiului Botoșani, pe care dumneavoastră l-ați și aprobat prin luna iunie anul acesta. Deci este prins acest proiect. Acest proiect este prins în strategia de dezvoltare economico-socială a județului Botoșani, aprobat de Consiliul Județean Botoșani. Sigur că este aprobat de dumneavoastră atunci când ați aprobat strategia de dezvoltare a zonei metropolitane Botoșani și punctual în martie anul acesta ați aprobat inclusiv indicatorii caietul de sarcini pentru acest proiect.